Ia. Să vedem efectul până când noi facem ce aici trebuie. Asta să fie... Simplu cetățean cu cărți așa de groase? Și nu numai, dar n-o să umblă cu biblioteca după mine. Hai povestește, despre ce e vorba. Bună ziua, eu mă numesc Mihai Cor, sunt un simplu cetățean și, oameni buni, vreau să mulțumesc domnul Oleg Brega pentru faptul că, iată, ne dau așa o șansă de a folosi și microfonul deschis, microfonul liber, dar printre altele, să spunem, problema la noi rezidă și în faptul nu numai că în Republica Moldova nu avem justiție independentă, noi nici presă liberă nu avem. Întotdeauna am spus-o și am dat cu mirodenii sare în ochi, dar am spus că există jurnaliști întotdeauna, cum și există judecători care execută legea și iau decizii și hotărâri în temeiul legii și proprii și intimii lor convingeri, așa de asemenea există și în breasla jurnaliștilor, jurnaliști într-adevăr liberi și independenți, precum este domnul Oleg Brega. Și pe parcursul vieții o face asta, să vă spunem, printre altele, în 2009, la conferință de presă la Infotag, mai mulți jurnaliști unde se aflau în sală, dumnealui a făcut și înregistrarea care este și astăzi pe YouTube, unde subsemnatul Mihai Corj, avocatul Mihai Corj, a solicitat președintelui de atunci, Vladimir Voronin, să nu dizolve Parlamentul până nu soluționează chestiunea legată de depozitele persoanelor fizice depuse încă la Invest Privat Bank. Adică cu efortul nostru, insistența noastră și curajul nostru, intervenție către președintele în exercițiu care era și monopolist cu ghilimele de rigoare, știm în ce regimuri, dar dumnealui că există un jurnalist independent și liber și curajos, de asemenea a mediatizat acest fapt lucrând încă la o televiziune care o consideram liberă, Jurnal TV, pe atunci. Da? Asta e. Și de aceea astăzi am hotărât într-adevăr să fac uz de această oportunitate în zi de duminică, că în alte zile mergem și în fața Ministerului Justiției, suntem impuși de situație, de aroganța și impertinența celor de diriguiesc acest minister, cu regres în colegi de breaslă, însă ei, noi am venit cu o inițiativă populară de revizuire a Constituției. Adică noi am început o epopee de ceva timp în urmă. De la 10 decembrie 2019 la Infotag, subsemnatul cu un grup de cetățeni proactivi acestui stat au propus amendarea, modificarea Constituției, legii supreme a statului și a societății. Adică să îmbunătățim lucrurile și să nu vorbim bla bla și palavre numai aici, dar să facem lucruri concrete. Eu, în calitatea mea de savant și cercetător științific, lăsăm cu modestia mea specifică la o parte, am venit către autorități de vreo 20 de ani, către autorități am propus proiecte de lege ferendă, adică propuneri legislative care mai multe din ele au fost acceptate de către autorități și au devenit legi sau hotărâri de guvern sau decrete a președintelui. Adică am o contribuție reală, nu numai în fața studenților să le citesc teoretic de la catedră orele, lecții, prelegile și finita la comedia, dar eu am făcut cercetare de pionerat în domeniul dreptului. O spun tranșant, nu îi ofensez pe colegii mei, în afară de a scris, ce e un lucru tot dificil, de a șterne pe hârtie și a publica în reviste științifice și în cărți, eu m-am străduit de fiecare dată să vin către autorități, să le pun pe masă și să fac lobby, în sens pozitiv, de a face lobby, de a promova propunerile mele, inițiative ca să fie materializate pentru țară și pentru popor. Și în mare parte ne-a reușit. Deci și atunci ne bucurăm și suntem recunoscători și autorităților care au plecat și deci urechea și privirea asupra celor ce noi am expediat către autorități. De cum vă spunem că de ceva timp, începând deja, am considerat oportun, având o experiență, expertiză necesară, să mergem către autorități deja cu un proiect de modificare a Constituției, văzând că la interpretare și aplicare întotdeauna noi avem carențe, mari carențe, și tot se începe de la Constituție. Și noi avem o jurisprudență, deci nu una consecventă, instabilă, independență de bunul plac al guvernanților, al așa zișului elitiștilor, și atunci cine a întronat, e un scăunat. Și de aceea, nefiind jurisprudența Curții Constituționale constantă, de aceea trebuie să revenim într-adevăr și să facem o claritate, să nu avem aici, să avem o claritate în Constituție. Noi am propus deja, începând
cu 10 decembrie 2019 proiectul de revizuire a Constituției și am propus dezbateri publice. Am organizat aceste dezbateri publice pe parcursul a 8-9 luni de zile în incinta Bibliotecii Publice de Drept. În zilele de joi, noi deci, periodic am organizat aceste dezbateri. Au fost invitat toți cetățenii de bună credință, au fost politicienii, deci cadrul academic de DAC, au participat, deci lideri de partide politice, ex-președinții de țară au participat la dezbaterile publice. Au venit cu îmbunătățirea proiectului propus de către grupul de inițiative și în cele din urmă noi l-am definitivat, luând în calcul și propunerile deci persoanelor care și-au adus prin os aportul. Și îmbunătățim proiectul respectiv, noi deja la 29 iulie 2020, conform prevederilor legii 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției, l-am înregistrat la Ministerul Justiției. Acest proiect fiind înregistrat la Ministerul Justiției, deja urma ca să fie examinat de către cei de la Ministerul Justiției în decurs de 10 zile și să dea deci o expertiză juridică preliminară. Lucrurile trenau. Am văzut că nu cunosc nici prevederile legislației, deci respectiv legii respective în cauză. Am venit în ajutor ca de fiecare dată și am spus umbru și am spus da să organizăm împreună deci o conferință să discutăm tet-a-tet. Nu e posibil în perioada aceasta cu pandemia, atunci pe platforma Zoom. I-am convins în cele din urmă și la 18 august 2020 Ministerul Justiției deja a organizat acea conferință pe platforma Zoom, unde a participat secretarul de stat responsabil de domeniu din partea Ministerului Justiției și mai mult colaborători din cadrul direcțiilor, deci avizarea actelor normative și elaborarea actelor normative din cadrul Ministerului Justiției, subsemnatul și alți deci participanta grupului de inițiativă populară de revizuire a Constituției. Noi am dezbătut, am văzut care sunt unele carențe, unele impedimente, cadrul normativ existent. Le-am adus la cunoștință, am spus că noi suntem gata să sprijinim într-adevăr cu efortul nostru, cu expertiza noastră, să venim în ajutor ca într-adevăr să-i ajutăm să definitivească proiectele care vor fi necesare pentru materializarea acestei idei. De aia deja noi am așteptat și totuși am insistat ca în decurs de 10 zile, cum prevede articolul 5 alineatul 2 din legea denunțată supra, adică 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției, ca ei să urgenteze acest proces și să emită în cele din urmă acest aviz, raport a expertizei juridice preliminare. Ca ulterior, deja noi să ei să transmită această inițiativă către Monitorul Oficial al Republicii Moldova pentru a fi publicat, astfel ca cetățeanul să afle despre conținutul cuprins acestei inițiative populare de revizire a Constituției. Iată această inițiativă care vă spuneam a fost înregistrată la 29 deci iulie 2020. Cam de ziua Constituției, nu? Tot simbolic, domnul Oleg, într-adevăr, ați menționat foarte corect, se face așa, tot cu simbolic, date specifice și cuprinsul, conținutul. Au durat timp în berechet. Eu am venit și am reiterat solicitarea noastră legală și constituțională de a urgenta, deci, într-adevăr, transmiterea, remiterea acestui proiect către Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Tăcere totală. Au intervenit până la urmă, până a venit și demisia guvernului. Atunci, în cele din urmă, am avut ocazia să vorbesc chiar cu domnul ministru și dumnealui a încercat să se spele pe mâini. Eu l-am ascultat ca pe orice persoană și am spus: domnul ministru, frate coleg, eu vă aud, vă ascult, dar nu vă cred. Păi cum doriți noi, cum știți, zic că, păi să vă zic, dumneavoastră spuneți că n-ați știut, n-ați dat nicio directivă de a bloca deja de circa jumătate de an proiectul respectiv, ca să nu fie cunoscut, îl țineți la murat, îl țineți aici în sertar, în Ministerul Justiției să se prăfuiască. Eu înțeleg că e mai bun proiectul decât ați propus dumneavoastră până acum, cu toată modestia, lăsăm la o parte și dumneavoastră și sunt probleme aici care, într-adevăr, vor da o speranță, o șansă acestei țări ca noi să ieșim de mocirlă. Și dumneavoastră nu vă satisface că nu vă permite Partai Genosin, șeful de partid. Și da, dumneavoastră a spus, eu sunt persoană politică, zic, înțeleg că orice ministru e persoană politică, sunteți demnitar de stat, nu în ultimul rând, și aveți o responsabilitate, nu numai pe aspect pe planul politic, dar și de funcțional, de a exercita atribuțiile dumneavoastră, astfel ca, într-adevăr, să executați legea.
și am solicitat executarea legii, numai, nimic mai mult. Adică și până astăzi, iată, suntem cu aceleași rugăminte, solicitare respectuoasă către Ministerul Justiției în speță, către Ministrul Justiției în exercițiu, domnul Fadiei Nergacescu, ca în cele din urmă să dea undă verde acestei inițiative populare de revizire a Constituției, ca aceasta să fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cetățenii vor avea posibilitatea să ia cunoștință de cuprinsul, conținutul acestei inițiative populare și nota explicative, unde acolo e respicat, detalat, descifrat pentru toți cetățenii, simplu, ca să înțelegem ce se propune. Și atunci măria sa, poporul, va decide dacă susține acest grup de inițiativă, această inițiativă, și vom procede următoarea etapă deja să colectăm semnăturile necesare în susținerea acestei inițiative deci constituționale, de revizire a Constituției, de modificare. Iată problema. Problema, noi în impas am ajuns la barcă, Ministerul Justiției deja, cum vă spuneam, de jumătate de an a blocat. Și ce se întâmpla? Pe 29 iulie 2020, acela când eu depuneam la Ministerul Justiției, inițial am anunțat lucrul acesta la Infotag, deci președintele Republicii Moldova la acea vreme a emis un decret prin care a instituit o comisie, deci privind reforma constituțională. Eu le-am spus colegilor care erau un grup de inițiative, profesori, colegi de-ai mei, profesori universitari, doctor abilitat, doctor în drept, diferiți toți, și am spus, stimați colegi, eu înțeleg că e mai ușor să mergi pe lângă președinte, eu înțeleg care a fost și a fost în 2009, eu v-am spus și în 2009, sunt cel care am vorbit, am avertizat că este neconstitucional, deoarece președintele Republicii Moldova, în timpul articolul 141, alineatul 1, din la 5 iulie 2000, nu mai are competența de a iniția, deci, revizuirea Constituției. A fost privat de acest drept, oameni buni. Cum atunci, în 2009, domnul Ghimpu, am spus că a procedat neconstitucional, așa și domnul Dodon a procedat neconstitucional. Că toți cu suportul ales experților, colegilor mei, care au fost numiți și enunțate aici. Deci, noi cunoaștem, că noi vorbim transant și respicat, cu toate stima și respectul, dar adevărul nu este întotdeauna mai scump. Să nu spune un filozof care deja se plimbă acum și prin arealul ăsta. Deja nu mai putem să ne enunțăm, nu? Așa, nume, odioase. Deci eu vă spuneam că e o problemă. A fost data respectivă, într-adevăr, a demarat acest modalitate, deci de a crea această comisie. Comisia aceasta n-a fost lucrativă, eu am colaborat și colaborez, eu am pus pe masă nu numai la Ministerul Justiției, am pus pe masă și la președinție pentru colegi, le-am dat și colegilor în particular, iată propunerile noastre. Că să ia, că ei trebuie să elaboreze, trebuiau să elaboreze, deci în decurs de un an de zile. Și zic, n-ați să faceți nimic. Dacă am spus, nu sunt Nostradamus, nu sunt profet, dar dacă nu va fi, deci același președinte, va fi decretul abrogat. Și în cele din urmă se vede că lecțiile noastre publice de la Biblioteca Publică de Drept și sper și acum sunt auziți de cei care au urechi de auzit. Și ambele decrete de care am vorbit privind la crearea comisiei privind reforma constituțională, adică din 2000, decretul președintelui din 2009 și respectiv din 2020, sunt abrogate. Și pare că le-a anulat chiar mai asta, da, săptămâna trecută. Da, iată aici, noi am luat expres, iată aici în imagine că decretele ambele aici prin rândurile respective. Iată, 27 ianuarie, da? Da, din 27 ianuarie, atunci, într-adevăr, sunt abrogate, sunt anulate, mai la coșul de gunoi. Dar le-am spus toți experții, iată nume ce ați auzit aici și eu am spus că îi cunosc foarte bine, le respect, dar nu întotdeauna au dreptate. De ce eu pentru dreptate, de ce cercul de prieteni e foarte restrâns? Că ei nu sunt pentru adevăr și dreptate. Ei sunt pentru, jur că spun adevărul, adevărul până la urmă, știți dumneavoastră, pur minciună. Iată colegii mei în mare parte așa, cu cadrul academic didactic care doresc pe lângă președinții, fie una alta. Nu, de ce ei nu citesc referate și unul sau altul. Eu doresc într-adevăr ca noi să facem și cetățenii să punem osul la treabă, ca împreună să ne conjugăm toate eforturile și să fim responsabili ca într-adevăr noi să punem presiune și să facem agenda autorităților. De ce am venit eu cu această inițiativă? Să fim susținute de către cetățeni, noi putem într-adevăr să reușim să schimbăm lucrurile spre bine, să facem, deci să dăm o șansă și să mergem spre normalitate în țara aceasta. Altmintre,
Ce propuneri de modificare a Constituției aveți? Ce anume, pe scurt? Da. Ce vreți? Dacă permiteți, în concret. Deci, domnule, iată, asta e proiectul de lege privind modificarea Constituției. Noi propunem mai multe amendamente. Printre, în aspectul ăsta, noi propunem, într-adevăr, ca să fie dreptul suveranului introducerea unui titlu suplimentar. Deci care cu titlul suveran al regelui, că noi nu. Nu, 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 a poporului, a poporului. Nu, 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 deci epoca medievală răsăm cu care într așa trecutul. La noi da, așa mai percep lucrurile. Nu, dar noi facem claritate. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine la articolul 2. Deci este prima alineată este statuat expres faptul că suveranitatea națională aparține poporului și atât mai mult nimic. Și acum noi poporul suntem cerșetori în propria țară. Iată care e problema. De aceea vă aduc aminte acest lucru, că nu au fost create grupuri de inițiative. Au mers cu inițiative la CEC și au fost blocate ca ăștia de la CEC din incompetență, inclusiv în 2018. Până au mers la Curtea Constituțională și aceia au spus că trebuia, se poate. Dacă bun, dar până la urmă, ce propuneți? Noi, sunt multe pagini, dar o sinteză. O sinteză. Cel mai important. Cel mai important. Noi propunem ca în Constituție, noi propunem expres să prevedem în Constituție dreptul cetățenilor, a poporului, a suveranului, da, de a legifera prin legi, în mod direct, prin referendum și deci prin inițiativă de a le pune prin intermediul Parlamentului, de a legifera prin legi, și de a revizui și modifica Constituția. O explicare, adică la articolul 73, noi propunem stabilirea sau inserarea unui prim subiect, dreptul cetățenilor, în număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, să aibă dreptul de inițiativă legislativă. Asta e una. La articolul deja 141, cu revizuirea Constituției, noi punem o claritate, că astăzi noi citim una, dar în realitate e alta. Deci, dreptul de a revizui Constituție există, nu mai trebuie concretizat. Să aibă un grup de cetățeni de cel puțin 200.000. Să nu mai fie ca astăzi aritmetica așa, citim 200.000, dar în cele de urmă reiesă că 360.000. Înțelegeți? A fost probleme. Asta e. Noi propunem, deci alte propuneri aici, noi propunem ca să fie responsabilitatea, într-adevăr, deci organelor de urmărire penale, în speță a procurorilor și judecătorilor, în cazul când există acea, deci s-au pierdut dosarele la CEDO, de asta cunoașteți, și atunci să răspunde nu numai statul, deci, respectiv, dar să răspunde și judecătorii și procurorii, a căror vinovăție va fi dovedită într-un proces echitabil și aceste prevederi trebuie să fie expres prevăzute în Constituție și apoi în lege. Adică, cum se împartă vina dacă e vinovat și deci, unul și altul? Solidaritatea, deci aici solidar ca să fie, da? Da, sunt prevederi care sunt dezvoltate, aici nu e o problemă. Deci, în esență, să vă spunem așa, galopând câteva dintre acestea, vedem câteva aspecte, ce mai propunem. Așa. Noi propunem într-adevăr și nu de o zi, de două, dar așa, alte sugestii. Noi propunem diminuarea lucrurilor, deci numărul de parlamentari de la 101 la 71, în realitate, să nu mai vorbim, dar să facem, să fie unul reprezentativ, dar deci și lucrativ, să nu dormiteze băieții noștri deputații și etele în Parlament. Noi propunem ca să nu avem traseiști politici, astfel la articolul respectiv 69, atunci când părăsește deja fracțiunea, înseamnă că a părăsit Parlamentul. A expres prevăzută norma constituțională. E foarte simplu. Aceste prevederi deci sunt globate. El, din start, va ști deputatul că nu poate părăsi fracțiunea, respectiv din asta. Noi propunem de asemenea o claritate la alegerea Parlamentului. Să fie, într-adevăr, noi am vorbit sistemul electoral proporțional, dar pe liste deschise. Și ceea ce propunem pe liste deschise, într-adevăr, modalitatea expres prevăzută, preluată, într-adevăr, din țările occidentale unde există sistemele respective și adaptată la arealul nostru și mentalul nostru. De asemenea, propunem cu claritate că s-a dorit din 2009 până în 2013 ca să existe funcția de prim vicepreședinte a Parlamentului. Știți că am avut trei pretendenți sau care s-au înscăunat. Păi, să includem expres în Constituție această prevedere, să nu încalce Constituția. Au încălcat, deci, primii Țurcan, Vladimir Țurcan, de la Curtea astăzi, la Curtea Constituțională, și Serafim Mureșanu și Vladimir Plăhăteanu. Au mers și au încălcat Constituția
Deci, ca să nu mai fie dor să încalce Constituția, trebuie să fie expres prevăzut în Constituție că există acea, așa funcție. Ea nu exista. Noi, de asemenea, propunem, da, am vorbit de inițiativa legislativă, ca de un număr de 100.000 de cetățeni cu drept de vot să inițieze, deci, adoptarea și modificarea și abrogarea, de exemplu, cum legea miliardului, când ne-au dus din astăzi și până astăzi și noi o să ne trezim până la urmă Curtea Constituțională ce să facă, deci nu sunt profet, ca știu ce va fi rezultatul nu cel mai dorit pentru cetățeni. De asemenea, noi propunem, iată aici, claritate la dizolvarea Parlamentului. Articolul 80, astăzi noi avem numai mai multe interpretări a Curții Constituționale și noi vorbim. Deci în acele două circunstanțe, unul urmează să fie întrunit, una din ele, dizolvat Parlamentul. Aici noi vorbim despre faptul că în Constituție e stabilit, expres că este vorba de, deci, de dreptul președintelui. Însă prin interpretarea Curții Constituționale, într-un caz, când expiră, deci, una din două circunstanțe de la alineatul 1, adică respectiv de 3 luni de zile n-a fost adoptată nicio lege sau în 3 luni de zile n-a fost investit guvernul, una din ele este suficient, după aceea este obligată. În Constituție este statuat că e dreptul președintelui. Prin hotărârea Curții Constituționale este o obligație. Adică noi facem claritate. Punem ca jurisprudența, într-adevăr, să fie inserată deja în norma constituțională. Adică la primul aliniat, când expiră 3 luni de zile, deja mușa e zain, trebuie să fie dizolvat Parlamentul în decurs pentru a doilea aliniat, când e vorba de cel puțin două tentative de investire a deci președintelui, în acest interval care se încadrează în cel de 3 luni de zile, e posibil, deci este dreptul președintelui de a dizolva Parlamentul. Deci claritate, noi aducem claritate la dizolvarea Parlamentului. Mai mult, articolul 90 noi aducem mai multă lumină. E întuneric în mințile noastre care s-au întronat, s-au înstăunat. Noi știm că din 2016 am revigorat, a făcut Curtea Constituțională și a depășit competențele, am trecut de la o modalitate de alegere parțială, aici a făcut pe placul cuiva sau la insistență, solicitare acolo, ca, deci a făcut ceea ce au dorit. Însă realitatea e de așa natură că se interpretează, deci greșit prevederile și se aplică prevederile constituționale. La noi obiceiurile, tradițiile sunt bătute în cuie și nu se respectă Constituția. Și nu a fost respectată, deci începând prin data stabilirii alegerilor. A fost încălcată de către legiuitor Parlament. Am avertizat numai că nu avem, deci, rupurul, restagul, Parlamentul ca să fim auziți. Și ei sunt cu responsabili, au dat, deci, din cap deputații, numai că șeful de partid nu le permis să semneze o sesizare la Curtea Constituțională. Apropo, regretatul deja avocat a poporului prin răspunsul dumnealui mi-a spus că dumnealui nu va semna sesizarea la Curtea, dar eu astăzi voi găsi un alt subiect care va semna neapărat această sesizare că e neconstituțională. Dar dumnealui va interveni către guvern să spună să modifice legislația. Vedeți, indirect recunoști, deci, oamenii care au activat și asta printre altele. Deci, noi propunem ca în felul acesta, la articolul 90, să fie deja stabilit care este practica obiceiilor cu data alegerilor prezidențiale. Nu s-a dorit să respecte Constituția, înseamnă că trebuie să facem, să ne mergem de aici și după obicei și după date. Noi propunem, într-adevăr, ca să avem o claritate de, deci, competența guvernului de a-și angaja răspunderea. Eu am vorbit și am scris până în 2019, au făcut ce au dorit guvernele. Când guvernul era unul, deci care nu avea de plin mandat, el vinea și în fața Parlamentului care îi expirase mandatul și își angaja răspunderea. E lipsit de logică. Așa s-a procedat până în 2019. Deci noi propunem, într-adevăr, ca să fie claritate norma constituțională, astfel ca, deci, atât timp cât un guvern este plenipotențiar, el poate să vină în fața Parlamentului să-și angajeze răspunderea. Și pe problemele, unele problemele care Curtea Constituțională le-a adoptat și a dat, deci, undă verde, în opinia noastră, neconstituțional și lipsit de logică, și l-a făcut, deci, cu guvernul să fie un monopolist, la adoptarea legilor bugetare anuale, adică proiectul legii, bugetul de stat, bugetul asigurării sociale de stat și politice bugetare fiscale. Iată, asta problema, acestea sunt acute, nu poți să-i dai guvernul totul. Guvernul este responsabil pentru proiectele, elaborarea, inițierea și elaborarea în exclusivitate. Numai guvernul elaborează acest proiect de lege bugetare fiscale,
Deci și proiectele legilor bugetare, adică bugetul de stat, asigurări sociale de stat și fondul asigurările. Nu alt subiect. Deci el elaborează proiectele, pe urmă el le execută guvernul și el raportează executarea. Adică la toate etapele e în mâinile până și cuțitul e la guvern. Și dacă atunci adoptarea vine guvernul și își mai angajează, deci răspunderea în fața Parlamentului pe aceste proiecte, la ce mai bun mai trebuie Parlamentul? Ei sucește mâinile la spate Parlamentul, dar nu se poate. Atunci el e monopolist și nu-l mai controlează nimeni, înseamnă. Dar atunci măcar dezbaterile cele care sunt în Parlament, în procedura obișnuită, de ce noi propunem ca această procedură, hotărârea curții să fie una revizuită, astfel anulată, mai simplu spus, legată de acest drept care a fost exclusiv pentru guvernul. Iar noi în Constituție, în felul acesta, să inserăm o claritate, să stabilim că deci poate să-și angajeze un guvern răspunderea în fața Parlamentului numai când are mandatul plenipotențial, adică de plin, și pe orice proiect de lege, în afară, exceptând proiectele de lege bugetare, adică proiectul legii bugetul de stat, bugetul asigurării sociale de stat, fondul asigurării obligatorii de asistență medicală și politicii bugetare fiscale. Iar aceste proiecte trebuie să rămână de competența exclusivă de adoptare, de dezbatere a Parlamentului. De asemenea, propunem să fie claritate și cu numărul de mandate la președinție. Ai noștri bravi, deci după două mandate, în temeie prevedere constituțională, să mă gândesc că nu se repete. Repetarea aici, da, n-am cunoștință, dar nu se vede, nu peste tot. Și de aia, ca să fie o claritate, noi propunem ca, deci, o nouă formulare, redacție, că orice persoană poate exercita cel mult două mandate, care pot fi și consecutive. Este o claritate, care pot fi consecutive, nimic mai mult. Și atunci este o claritate în acest sens. Să fie pentru, inclusiv pentru, de asemenea noi propunem ca să fie un președinte a întregului popor, dacă noi alegem mult direct, și nu să fie parada, deci liderul de partid, când am avut de fiecare dată cu electorala, dar să fie într-adevăr un reprezentant. De ce noi propunem ca orice persoană care deci, dorește să candideze la funcția de președinte, cel puțin 2 ani până la deci desfășurarea scrutinului, să nu fie fost membru de partid, să nu mai vorbim președinte de partid. Și atunci noi o să fim că vine din partea partidului. Altminte, noi să vedem, noi am scris în codul electoral, dar de factul ei rămân toți președinte de partid. Cum au făcut și Dodon, cum și doamna, nu e nimic. Asta, înțelegeți, e vizibil tot aici. Deci nu trebuie să ne ascundem după deci trebuie să fie regulile clare în norma constituțională, dacă este lege fundamentală, atunci se mai respecte, se mai încearcă interpretările astea deci, ambigue, care pe cum avem și situația la zi, dar mai multă claritate. Deci am venit cu claritate și la compartimentul acesta. Mai mult, noi venim cu deci, propunere de a iniția într-adevăr pe bune reforme administrativ-teritoriale și e vorba de nivelul 2, în primul rând. De cele 32 de raioane, noi propunem lichidarea raioanelor și instituirea în locul lor a regiunilor, dacă vorbim principiul regionalizării, acum în Europa sau la noi din istorie știți foarte bine ținuturile, da? O redenumire orată. Și atunci avem, în loc cum avem prototipul ADR-ului, Agenției de Dezvoltare Regională, cum sunt, ca să nu se dubleze funcțiile. Și noi știm că ele sunt deci ineficiente, nesustenabile. Și atunci nu asigură nici dezvoltare. Ele trebuie subvenționate de asemenea și la nivelul 2 sunt subvenționate din bugetul de stat. Deci ca să fie, într-adevăr, autosuficiente, să aibă autonomie financiară, trebuie să fie, într-adevăr, regiuni sau ținuturi, unități administrativ-teritoriale de nivelul 2, precum deci, regiunea nord, centru, sud, Găgăuzia, și atunci noi rezolvăm mai multe. Partea stângă și Chișinăul. Și atunci avem 6 regiuni aici, și noi știm că vor fi suficiente, sustenabile și vom, la nivelul 2 va fi economii de resurse financiare, nu în ultimul rând, deci asta și deja cu eficiența se va solicita ca să fie. Și asta noi propunem ca să fie. Mai mult, noi propunem, vedem că am început-o cu începuturile, că justiția independentă nu există în Republica Moldova. Când vorbesc ca dumneavoastră participați ca justițiabil în proces, cunoașteți care este epopeea. Există judecători, într-adevăr, care dau verdicte și în prima instanță, numai nu neapărat sunt curțile de apel, inclusiv și la Chișinău, sau în la această premă. Da?
vă spun așa, deci, dar de la caz la caz, nu generalizăm, că noi cunoaștem personal. De ce noi spunem că vedem cu experții alea naționali, care dumneavoastră vă ciferați aici, eu credibilitate zero, toți colegii mei, vă spun, îi cunosc pe toți cei ăsta, cei internaționali de asemenea, la pământ, vei cum vin încoace, de ce noi spunem, dar măritul nostru popor să fie mai responsabil, să se mai deștepte odată și să asumă responsabilitate cum a ales, griul de neghină sau neghină de neghină. Și să noi propunem ca judecătorii și procurorii să fie aleși pentru, de către cetățeni pentru un mandat de 7 ani cu posibilitatea reînnoirii acestui mandat până la atingerea plafonului de vârstă de 65 ani. Astăzi propunerea cunoașteți dumneavoastră la judecători. E depind de politic, adică de primele instanțe, din instanța, deci din judecători și la curțile de apel, depind de președintele țării în final, da? De politic cei de la Supremă depind de ce? De la de Parlament, adică de politic, dar în felul acesta. Și procurorul, procuror general, acum depinde de, a depins de președinte, în finalmente, de ce asta? Noi vorbim ultima fază, ce, etapă. Și ceilalți procurori ierarhii inferiori depind de procuror general. Noi propunem ca să nu mai fie independență, să fie să meargă odată la ai inamovibilitate, stabilitatea în funcție 7 ani, muncești, respect legea și atunci te supui într-adevăr legii. Și știi că deci verdictul, cum a înfăptuit justiția, se va da cine? Justițiabil, alegătorul, cetățeanul. Și cetățeanul va trebui să fie și mai responsabil cetățeanul ca într-adevăr să aleagă. În felul ăsta, oameni care să înfăptuiască actul justiției în conformitate cu legea și propria lui, intima lui convingere, nu după dreptul telefonic. Deci propunerile noastre sunt, într-adevăr, mai multe aspecte legate deci, de competențele, dacă aici structural, dar așa subțint numai unele din aspectele respective, deci care se propun de a fi modificate în Constituție. Iată, cam așa sumar, unele din aspecte, deci celelalte putem să le detalăm când este interes. De atâta timp încercați să obțineți modificarea sau măcar examinarea la nivel înalt decizional a modificării de Constituție și imposibil, conform normelor actuale și a dispoziției clasei politice, imposibil. Nu, deci, e totul cu putință dacă va fi o presiune, deci una, deci suficientă, că autoritățile, ele sunt la autorități întotdeauna Republica Moldova, au fost irresponsabile, de la începuturi până în ziua de astăzi. Vă spun, eu am adresat zeci și sute înregistrate, la care au reacționat și au mulțumit de fiecare dată. Am cum când am venit cu modificarea Constituției, eu le-am luat înainte, le-am șters nasul, am venit cu 8-9 luni cu grupul de inițiativă înainte. Deci la 29 deja s-au trezit, deci s-au luat. Acum eu am blocat această inițiativă, orgoliu, le-am atins orgoliu, că propunerile sunt mai bune și adresește această ministru execută a justiției, în opinia mea subiectivă, deci o comandă a fostului președinte a țării. În felul acesta, ca să nu mai apară la suprafață acest proiect. Și atâta, dumnealui spunea, poate când va veni alt ministru, va semna. Aproape cu text deschis. Înțelegeți care e problema. Și de ce este blocată la Ministerul Procedural? Mai mult, ăștia de la Ministerul Justiției nu vreau să muncească ca să execute legea. Legea îi obligă executarea ca după expirarea termenului de 10 zile, a expirat 6 luni de când se prinde la mucigarea ei, deci trebuia să fie transmisă la monitorul ceauș. După aceea mai discutăm, după aceea să vedem noi grupul de inițiativă cu cetățenii. Cetățenii o să lectureze și o să spună. Susțin, nu susțin, mergem, sprijinim grupul de inițiativă, ce facem? Iată problema. Nu ni se pune pieță în roate ca cetățenii să ne țină în întuneric, să nu cunoaștem. Asta, vinovat de acesta, se face Ministerul Justiției în speță. Cine? Capul Ministerului, Ministrul Justiției, Fadei Năgăcescu. Tot am ocolit asta, tot spunea că e vorba de secretarul de stat. După ce au dat băieții demisia, când a demisionat guvernul, acum știți că toți vorbesc. Și altă rezultatul. E o comandă politică. Și după aceea și ministrul Fadei Năgăcescu, eu am spus, și acum mai transmit, dumnealui tot va spune că a fost nevoit, înțelegeți, domn profesor, că eu sunt persoană politică, ce vă spuneam, ce mi-a spus mie. Dar înțeleg, dar zic, dar fiți loial, nu numai șefului de partid care v-a întronat, v-a scăunat, că la noi e așa, loial numai pe lângă șef, pentru ce? De asta. Dar fiți loial Constituției și legii și acestui popor. Și atunci vă fiți loial și șefului de partid. Iată așa, la noi se desconsideră
în felul ăsta și nu se dorește ca lumea să cunoască și ne țină în întuneric. În ziua, în amiază mare, e pieznă la noi, în mințile noastre, e întuneric. De ce nu am venit întotdeauna cu lumină? La cei care, oamenii, au ceva, gărgăuni, ei judică și cugetă. În rest, ce să spun? Deci, aroganța și incompetența stă în Republica Moldova în capul mesei. Și asta, cine e vinovat? Măritul meu popor, că întotdeauna a promovat ce? El ce? Neghină de neghină. Greul a rămas tematic. Maranul ăsta de popor, dumneata, vrei să-i dai drept de inițiativă legislativă, să facă legi? Păi mâine o să legalizeze pedeapsa cu moartea și poate următorul care să fie omorât nu. Prin voința poporului. O să fie dumneata și cu mine, că suntem atei, că suntem... Nu, domnule Brega, nu trebuie să ne temem chiar de popor. Noi trebuie să ne avem frică. Poporul vrea un singur partid ca să n-aibă de ales. Nu, asta e simplist. Nu. Asta am vrea, văzut în sondaje ce da, spune da, uitat. Mulțimea gloata, Nicolae Iorga ce spunea, da? Noi trebuie să fim nu cu gloata chiar. Mulțimea, noi avem la număr să fim voinici bravi, dar mai punem și noi la contribuție de aia. Deci nu trebuie să fim chiar de spada și de sabia poporului, de mânia poporului, dar odată să-l responsabilizăm, trebuie să-i spunem că într-adevăr va avea și această oportunitate și în felul acesta, într-adevăr, ca să nu mai da vina pe altcineva. Iată care e problema. Deci ia șarta în mâine. Da, altfel nu există. Că șansă, că noi așa așteaptă de la cineva, că l-am întronat, l-am încoronat și el nu face nimic dacă nu-i pui pe masă și nu-i impui ca să execute. Eu de ce merg regulat și insistent, consecvent și îi spun lumină, mai multă lumină, aveți semnați și dați unde verde, executați legea. Acum merg și în instanță de judecată, am spus, nu doresc ca să... Problemele de drept constituțional am ajuns ca la Bismarck când spunea că nu trebuie soluționată în plină stradă. Și aduc aminte și domnul ministru și guvernanților și foștilor și actualilor, că nu există la mine diferențe. Ori ai făcut bine sau ai făcut ce rău. Am spus verde în ochi, respicat. Deci ea nu le place, le displace, că le dau cu mirodenie, adică sare și piper. Le adaug și condimentele respective, nu știu, nu le cam place. Asta e problema. Deci noi dorim într-adevăr ca în felul acesta să fim auziți, să fim înțeleși că e necesar într-adevăr să promoveze, să execute legea. Nu dorește să execute din comandă, că există comanda politică. Noi ne trebuie sprijinul, într-adevăr, presiunea presei și atunci și a societății, într-adevăr că nu o persoană, două, cum stau în fața Ministerului Justiției, asta nu e eficiența, că nu, 10 oameni n-ajută. Când e presiunea străzi și una civilizată, una legală și constituțională, el va fi nevoit, impus, deci, de situație, să semneze și să remită, să transmită acest proiect către monitor oficial. Și astfel noi vom cunoaște mai departe ce facem. Dar e necesar, într-adevăr, să dăm o șansă, speranță și poporului, într-adevăr, să-și ia soarta în mâini. Să fie responsabil. Că dacă noi nu credem în popor, ce? Noi nu avem încredere, noi vorbim până acum, s-au vorbit antivorbitorii despre Parlament. Eu am spus, de la începuturi, că dacă ar fi fost după Mihai Corș, din 101 alegea numai 30 până la legislatura precedentă, cu rezerve de rigoare, fiind mai blajin. Astăzi, cunoscându-i după băieței și fetițe, deputați în Parlament, da? Din 101, 10. Și asta nu înseamnă care dintre ăștia. Cunoscând activitatea sau non-activitatea lor. Așa, eu, faptele. Judic după fapte, nu vorbe. Acta, nu verbă. Apropo, ăștia democrație de la Mihai Corș au avut. Frate, atunci a luat Zinca. Vezi, în 2018 a apărut cartea. Acta non verba. E tot în latin. Deci nu nimic dintre asta. Și într-adevăr aici sunt fapte concrete care trebuie să recunoască că noi am încercat și încercăm să punem presiune pe autorități. Dar împreună putem să izbutim. De aceea, îndemnul meu este că cetățenii activi, proactiv din această țară, să ne trezim odată și să venim să sprijinim o inițiativă populară de revizuire a Constituției, astfel ca să dăm o șansă acestui stat să se dezvolte și poporului ca să aibă speranța și șansa de a trăi într-un stat unde există și este stabilită normalitatea, care este regula vieții. Aceasta trebuie să facem. Asta e necesar și noi putem să facem împreună. Împreună, unindu-ne eforturile, putem să contribuim la schimbarea spre bine. Noi trebuie să facem agenda autorităților. Nu ne să le suflăm în borș. Să venim să le punem, asta trebuie să facă și să punem presiune. Împreună putem să facem. Veniți împreună ca să îi zbutim.
Mulțumim. Mulțumim. Vă poftim duminica la microfonul liber în Parc Pelea Clasicilor. Proiect al Asociației Hyde Park. Cine următorul?